Salutare, prieten drag, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Și iată-mă din nou aici cu voi cu o nouă rețetă de fursecuri cu cacao în formă de conuri de brad. Această idee am luat-o de pe YouTube. Mi-a plăcut foarte mult și zic de ce să nu o încerc și eu. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim aceste delicioase fursecuri. Și anume, dragii mei, într-un bol mai mare vom pune 120 de grame de unt moale la temperatura camerei, 100 grame zahăr pudră, un praf de sare și vom amesteca bine toate ingredientele. 30 ml ulei și amestecăm. Un ou la temperatura camerei, amestecăm. Iar acum vom cerne 280 de grame de făină care are încorporat praful de copt, 35 grame cacao, o jumătate linguriță scorțișoară. Dacă nu aveți acest tip de făină cu praful de copt încorporat, atunci adăugați 4 grame de praf de copt. Amestecăm foarte bine cu o spatulă, după care vom frământa până aluatul este compact. Nu uitați să preîncălziți cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură jos și sus, fără ventilație. Și voilà! Aluatul nostru este gata! Acum ne rămâne doar să pregătim fursecurile în formă de conuri de brad. Și anume, dragii mei, vom lua o bucățică de aluat care să aibă în greutate aproximativ 20 de grame. Vom forma un con, după care cu un cuțit vom încresta în acest fel. După cum vedeți, este o rețetă extrem de ușor de pregătit. Și gata este conul nostru. Acum îl vom așeza în tava cuptorului, tapetată cu hârtie de copt și vom continua până vom termina tot aluatul. Și gata sunt fursecurile noastre. Acum le vom da la cuptor pentru 20 de minute la 180 de grade Celsius. Și voilà! Gata sunt fursecurile noastre cu cacao în formă de conuri de brad. Uitați cât de bine arată! Le vom lăsa să se răcească bine, după care le vom scoate pe un grătar, iar ultimul pas le vom decora cu zahăr pudră. Vom decora conurile de brad în acest fel. După cum v-am spus mai înainte, această idee am luat-o de pe YouTube, doar că am modificat rețeta aluatului. Este o rețetă extrem de bună, fursecurile sunt foarte fragede, sunt un adevărat deliciu, ideal pentru sărbătorile de iarnă. Sper că v-a plăcut rețeta, dragii mei, și dacă este așa, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați în ultimul rând să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine tuturor! Pa, pa și mulți pupici!